Mă bucur că ne obișnuim cu soare la conferințele de presă ale Alianței Dreapta Unită. Astăzi am venit în fața dumneavoastră ca să vă anunțăm că am găsit o soluție bună pentru Timișoara și pentru județul Timiș în cadrul Alianței Dreapta Unită, după câteva zile de negocieri. Și pot să vă anunț cu încredere că am agreat că vom candida în data de 9 iunie cu domnul Alinica, candidat pentru președinția Consiliului Județean Timiș din partea Alianței Dreapta Unită. Am agreat că... Am agreat mai departe că vom candida, bineînțeles, și pe o listă comună la Consiliul Județean Timiș, USR, Forța Dreptei și PMP, și am agreat că și peste tot în județ să candidăm în formule cele mai câștigătoare pentru a bate noul partid unic PSD-PNL. Asta înseamnă în județ pot exista diferite configurații, să zicem, de alianță. O problemă este, de exemplu, pragul. Cu o alianță cu trei partide are un prag de trei. Uneori vom candida doar un singur partid ca să maximăm șansele să intrăm în Consiliul Local, dar vom avea o soluție pentru întreg județ. Aceste negocieri nu au fost întotdeauna ușoare. Vorbim de trei partide diferite, vorbim și de persoane diferite, cu idei diferite, și așa este și bine. Dar mă bucur să vă pot spune că am găsit mai mult decât doar un consens politic, am găsit și o nouă determinare de a continua buna dezvoltare a Timișoarei și a județului Timiș și o viziune comună pentru această dezvoltare. Aș vrea să adresez cumva și elefantul în cameră. Mă bucur că foarte mulți cetățeni mi-au scris, mi-au spus și cred că și lui Alin că e important să mergem împreună în aceste alegeri. În același timp sunt și unii care ne-au întrebat cum de mergeți acum împreună, că în ultimii 4 ani nu a fost întotdeauna soare între voi. Adevărul este, în primul rând, și aș vrea să subliniez că de fapt a existat o colaborare bună între PNL și USR. La nivelul județean, USR a dat și încă dă un vicepreședinte, la nivel de Timișoara, PNL a dat un viceprimar. Am reușit să rezolvăm mai multe probleme administrative împreună. Vi amintesc de terenul pe strada Paris pentru parcare, de aerodromul Ciocă, probleme care nu s-au rezolvat de 20 de ani, pe care noi doi, în ciuda diferențelor noastre, le-am rezolvat în ultimii ani. Și menționez și colaborarea pe care am avut-o pe capitală culturală, în care ne-am unit în beneficiul Timișoarei. Bineînțeles că au existat și diferențe, vreau însă să subliniez că aceste diferențe nu au fost personale între Alinica și mine, au fost diferențe politice și da, au fost și diferențe dat de faptul că pentru PNL, așa cum a exprimat-o candidatul PSD-PNL la primărie, răul suprem este USR. L-am citat pe domnul Nicolae Robu, care a scris acest lucru în ultimele zile, răul suprem în politica românească ar fi USR-ul. Alinica este un om care nu crede că răul suprem este USR, Alinica crede că răul suprem este PSD și cu acest crez vom merge înainte. Pentru că, într-adevăr, am mai spus-o și o repet, ce vedem în această campanie este un lucru extraordinar de periculos pentru democrația în România. L-am auzit pe Rareș Bogdan ieri, cred că, cum a spus, că vom lua 90, dacă nu 95% din primărie în țară. Și s-a referit la
PSD, la noul partid unic PSD-PNL. Asta este un lucru ce trebuie să ne îngrijoreze. Un partid care vrea să pună mâna pe toate primăriile, toate consilii județene, tot parlamentul, guvernul, instituțiile de stat, președinția. Și asta după, dacă se întâmplă, 4 ani nu mai vor fi alegeri și ne vom trezi într-o altă Românie, pentru că știm ce se întâmplă dacă PSD are puterea absolută și știm, pentru că am mai trăit-o în anii 90 și după, când am văzut sărăcie și stagnare. Ne-am unit pentru a nu permite acest lucru. Și acest proiect este un proiect și pentru Timișoara, în care trebuie să stopăm candidatul PSD de la preluarea puterii din partea PSD-ului în Timișoara. Trebuie să stopăm PSD-ul să nu preia Consiliul Județean și să aibă toată puterea în județ și în primărie. Și da, trebuie și vom transmite un semnal puternic de aici, din Timișoara, din județul Timiș, la nivel național, că nu, în 9 iunie, jocurile nu sunt făcute, că nu, PSD-PNL nu vor lua toată puterea și că da, este posibil să existe un proiect politic care nu doar să se opună, ci să și găsească o majoritate politică pentru o alternativă la PSD-PNL. Da, pericolul PSD-ului este real, dar la fel de real este și reală, este și determinarea noastră de a oferi o alternativă de dreaptă și singura alternativă de dreaptă, singura alternativă liberală, singura alternativă pro-europeană la PSD-PNL este Alianța Dreaptă Unită, pe care o vedeți în spatele meu și lângă mine. Mă bucur că Alinica a acceptat provocarea de a continua mandatul lui ca președinte al Consiliului Județean cu susținerea Alianței Dreapta Unită și vă asigur că vom da totul pentru a câștiga 9 iunie. O să auziți multe lucruri despre noi în următoarele săptămâni. O să auziți lucruri pe care nici nu ați putut să vi le imaginați despre noi ca persoane politice, despre viețile noastre și așa mai departe, pentru că suntem, din păcate, cu toții obișnuiți cu campanii de dezinformare și cu determinarea PSD-ului de a trece peste orice limită pentru a câștiga puterea. Dar vă asigurăm că nu ne vom lăsa, că ne vom bate pentru Timișoara, pentru județul Timiș și sunt sigur că cu susținerea timișorenilor și cu timișenilor vom și câștiga 9 iunie și va fi un câștig pentru Timișoara și pentru județ. Atât deocamdată din partea mea, rog acum pe domnul președinte Alinica să ni se adreseze apoi doamna Dugulescu, președinta PMP Timiș. Va spune ceva și apoi vom prelua, bineînțeles, și întrebări. Mersi. Bună ziua, vă spun și eu. Suntem aici din necesitatea de a contracara pericolul acapărării întregii puteri de către PSD. Suntem aici ca să apărăm valorile Timișoarei, valorile în care credem. Suntem aici ca să dăm un semnal pentru întreaga țară că Timișoara, așa cum a fost în 1989, este și va fi un far al păstrării valorilor pentru care s-a murit aici, în orașul nostru. Și de a transmite la nivel național faptul că niciodată Partidul Stat, comuniștii, nu trebuie să acapareze din nou România. Evident că au fost 4 ani în care am avut și contre, am avut și disensiuni, dar mă bucur că am găsit cu toții maturitatea de a trece peste aceste chestiuni care pălesc în fața pericolului major pe care îl avem înainte. Și știu și ați văzut, e reală dorința celor care ne vor separați, parți, divizați,
de a ne despărți, de a înfiripa între noi îndoiala, de a readuce pe tapet lucrurile pe care le-am spus unii despre alții în trecut. Știu că am făcut și greșeli, fiecare dintre noi suntem supuși erorii, dar ceea ce pot să vă spun foarte clar este că proiectul pe care îl gândim pentru Timiș și pentru Timișoara transcede orice astfel de disensiune pe care noi am fi putut-o avea în trecut. Eram în primul rând din partide care s-au luptat în timpul campaniei 2020 cu toate armele. Era evident o chestiune de necunoaștere reciprocă, pentru că nu ne-am cunoscut înainte, nu știam ce fel de oameni suntem, nu cunoșteam ideile și viziunile celorlalți, dar spre deosebire de momentul 2020, acum suntem în fața situației în care dinainte putem veni deschiși, cu inima curată în fața cetățenilor, să le propunem un proiect dinainte gândit, dinainte discutat, o viziune armonizată pentru Timiș și pentru Timișoara, cu care să nu vindem gogoși nerealiste către cetățeni, ci să venim cu o propunere realizabilă, realistă, pentru dezvoltarea Timișului și a Timișoarei. Și am să vă spun și câteva chestiuni, așa în preambul, discutate deja cu colegii noștri, și pe care le vom aprofunda în continuare, pentru că nu este vorba de persoane, de funcții, ci este vorba de politici publice și un proiect viabil pentru Timiș și Timișoara. Avem nevoie să construim o zonă metropolitană funcțională din punct de vedere al mobilității, al urbanismului, al stimulării investițiilor și al unei coerențe de decizii, astfel încât să nu pierdem oportunități de dezvoltare locală, servicii integrate în această zonă metropolitană, astfel încât să nu existe suprapuneri sau să existe cât mai puține suprapuneri și bani cheltuiți în paralel de către diversele autorități publice locale. Avem nevoie și lucrăm la acest lucru pentru a ajunge la potențial și a fructifica potențialul maxim pe care economia locală îl are în zona noastră și de a crește valoarea adăugată pe care această economie locală o poate aduce Timișoarei și Timișului. Avem datoria și intenția să continuăm proiectul Timișoara Capitală Culturală și să facem din Timișoara, să consolidăm acest lucru în anii care vin, un pol cultural național. Și nu în ultimul rând, avem evident nevoie de această coerență administrativă între cei doi centri de putere de la nivel județean, Primăria Municipiului Timișoara și Consiliul Județean, dar mă bucur că îl avem aici și pe viitorul primar al Lugojului, Ervin Floron, pentru a include și Lugojul în această ecuație și de a gândi ceea ce s-a tot lansat în ultimii ani, dar fără concretețe în plan practic, această conurbație de 1 milion de locuitori împreună cu Lugojul și cu Aradul, dar pentru a face practic această idee, trebuie ca spațiul acesta dintre orașe să fie populat cu investiții publice care să genereze dezvoltare. Vreau să vă spun în final faptul că știu și suntem conștienți că avem alături de noi simpatizanții de dreapta. Avem o răspundere mare în fața acestor simpatizanți de dreapta, de a da și de a oferi o alternativă la PSD în Timiș și în Timișoara. Avem alături de noi toți cei care gândesc de dreapta și nu doar de dreapta, ci și pe cei care apreciază dreptatea. Pentru că ceea ce s-a făcut Timișoarei și Timișului a fost o mare nedreptate. Și din acest punct de vedere, invităm alături de noi pe toți cei care s-au simțit umiliți în ultimele săptămâni de modul în care cei de la București au ales să se raporteze la Timiș și la Timișoara. Îi așteptăm alături de noi în 9 iunie și după aceea pe toți cei care cred că
PSD-ul e un pericol pentru Timiș, Timișoara și pentru România în general, atunci când își dorește și își dorește întotdeauna să acapareze întreaga putere, și evident că îi chemăm alături de noi pe toți cei care doresc ca spiritul Timișoarei, valorile fundamentale în care credem, să nu fie întinate de târguieli electorale de la București. Vă mulțumesc! Bună ziua! Mă simt onorată și privilegiată să iau parte la acest moment istoric, când pentru prima dată în mulți ani vom avea șansa de a avea și liderul orașului și al județului împreună în aceeași echipă, gândind împreună și urmând o viziune comună pentru Timișoara și Timiș. PMP consideră benefică și oportună această decizie de a-l desemna pe domnul Alin Nica ca și candidat la președinția Consiliului Județean. A-l avea la cârma Timișului, în continuare, va fi cel mai bun lucru pentru dezvoltarea, modernizarea și soluționarea problemelor județului. Personal, cred că în 9 iunie, timișorenii și timișenii vor avea o oportunitate unică de a vota Alianța Dreapta Unită, alegând astfel cea mai bună opțiune pentru viitorul lor și al copiilor lor. Tot ce e bun și nobil începe la Timișoara. Aici oamenii aleg mereu pacea, unitatea, colaborarea, pentru că acestea preced bunăstarea. La noi oamenii refuză să se alimenteze cu ură, răzbunare, răutate. Ele preced întotdeauna sărăcia și negura. România a obosit să asiste la certuri și manipulări. Ei își doresc lideri cărora le pasă de nevoile lor și care caută neobosit soluții pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a celor ce și-au pus încrederea în ei și abilitățile lor. Știu că această echipă va lupta neobosit pentru oameni, pentru proiecte, pentru a vă face mândri că i-ați ales. Felicitări, domnule primar, domnul Fritz, felicitări, domnule Alinica. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Înainte să răspundem la întrebări, aș mai vrea să adaug un lucru. Aș vrea să-i mulțumesc domnului deputat Nicu Fălcoi pentru faptul că a înțeles miza uriașă pe care o avem. A fost desemnat acum ceva vreme de către membrii USR ca și candidatul USR pentru această funcție și urma să intrăm în aceste negocieri și Nicu Fălcoi a ales să facă un pas în spate în favoarea candidatului Forța Dreptei, domnului președinte Alin Nica, și pentru a continua munca lui importantă în Parlamentul României, și îi mulțumesc pentru această maturitate și îl simt alături de noi 100% în această echipă unită. Dacă sunt întrebări. Are această alianță candidați în toate localitățile din județul Timiș? Vom avea candidați în aproape toate localități din Timiș. Încă suntem în discuții cu unii și... dar avem toate trei partide au filiale în tot județul, da. Dintre candidații pe care i-ați desemnat, sau nu știu cum să spun, luați în calcul până la ora actuală, pentru că înțeleg că nu sunt stabilite toate candidaturile, câți vin din PNL? Nu avem un astfel. Întrebarea pentru cei care ne urmăresc, câți candidați din județ vin din PNL, nu avem o astfel de statistică. Pot să vă spun însă că în marea parte a cazurilor vorbim de proiecte politice care s-au construit din timp și de candidați care ori au fost în PMP, ori în USR, ori în Forța Dreptei de mult timp. Deci nu, cum să spun, deși unim acum toate forțele de dreaptă pentru a bate acest nou partid unic și în județul Timiș, strategia nu este una de cumva racolare peste tot și să fugim acum după toată lumea. Ne simțim puternici ca o echipă, ca Alianța Dreaptă Unită. Bineînțeles că vorbim punctual și cu oameni care, la fel ca și Alinica, sunt dezamăgiți de decizia
PNL de a se subordona PSD-ului, dar nu asta este strategia cu care vom, cu care încercăm să câștigăm, ci din propria forță. Dacă pot să... Această întrebare era pentru domnul Da. Munca. Dacă... În acest moment, câte organizații din județ vin după dumneavoastră? Pentru că avem informații că există deja astfel de rupturi, candidați care deja au început să-și facă campanie electorală pe forța dreptei. Evident că sunt și vor fi mai multe organizații și candidați care vor veni către Forța Dreptei sau către, către partidele componente ale Alianței, oameni care, la fel ca și mine, ca și noi toți, suntem dezamăgiți și revoltați de impunerile care s-au făcut de la București și, practic, de anexarea PNL-ului în Timiș și nu numai, ci subordonarea lui față de PSD. Din acest punct de vedere, vreau să vă zic că pe noi ne interesează să ne adresăm în primul rând cetățenilor care votează și ăsta este scopul nostru final. Nu am făcut presiuni asupra colegilor din PNL să mă urmeze, nu i-am împins de la spate, pentru că susținerea a venit în mod natural. Candidații, chiar dacă vor fi la PNL și unii primari, ați văzut ieri, din nou primarii au boicotat, primarii PNL au boicotat întâlnirea pe care, a treia oară pe care au avut-o cu conducerea nouă a filialei Timiș. Și eu vă spun că am discutat cu primarii PNL și indiferent ce, ce ar putea să le facă noua conducere, n-au cum să-i amenințe în, într-un alt fel, încât să poată să obțină susținerea lor pentru un candidat PSD. Deci ei vor vota și vor îndemna cetățenii să voteze cu dreapta și nu cu PSD-ul. Și din acest punct de vedere, nouă ne este suficient, pentru că noi ne adresăm în primul rând oamenilor, cetățenilor, nu este nimeni care să aibă o valiză în care să aibă înmagazinate voturile unei întregi comunități. Fiecare cetățean este posesorul unui vot și îl va băga în urnă, în deplină cunoștință de cauză, în 9 iulie. În ceea ce privește candidatura la Consiliul Județean Timiș, cum va arăta lista, cine va fi primul pe listă și care va fi componența, câte locuri va avea fiecare partid? Da. Bineînțeles că am discutat și agreat și acest aspect. Lista va fi deschisă de către domnul președinte, Alinica va candida și pentru Consiliul Județean. USR și a desemnat deja candidații pe această listă, menționez doar cei care sunt aici, o să fie Vlad Cendroiu, Viviana Țecu, Zoltan Nemet, Călin Badiu, Petre Mihăieș și Laurențiu Marian. Forța Dreptei urmează să stabilească candidații care vor candida pe lista. Din partea PMP am... Florian Feraru. Exact, va fi Ligia Dugulescu și Florian Feraru. Ca și pondere pe listă, în, pe locurile eligibile, adică 15 locuri cu care vom câștiga o majoritate, USR are 8, Forța Dreptei are 6 și PMP are un loc. În lista totală există o paritate între USR și Forța Dreptei. Am spus acum în primele 15 locuri 8, 6, 1. Pe lista întreagă există o paritate între USR și Forța Dreptei și PMP are 3 locuri. Am stabilit și ordinea exactă și odată ce fiecare partid și mai ales Forța Dreptei își nominalizează persoanele, bineînțeles că vom și publica această listă, vom și avea un eveniment separat pentru a lansa lista pentru Consiliul Județean și echipa. Vom anunța în primele 15 locuri, încă o dată, USR are 8, Forța Dreptei 6 și... Și la Consiliul Local nu aveți de la... La Consiliul Local rămâne așa cum am stabilit. Nu aveți de la UDMR și de la Forumul Democrat? E doar vă susțin sau de la Platforma Domnului Ambrus? Nu, la Alianța Timișoara Unită este așa cum am stabilit deja. Este aici și Sorin Zavelița, care va candida din partea Forței Dreptei pentru Consiliul Local.
doamna Silvia pentru PMP, UDMR și a stabilit candidatul Imre Farcaș, dar sunt pe listă și nu am, adică aceste negocieri au fost doar pentru Consiliul Județean și ce se întâmplă în județ. Alianța Timișoara Unită rămâne așa cum am stabilit. Domnule primar, spuneați marți când... Avem și un microfon ca să... Și de a crește... Da, nu. Spuneați marți când v-ați întâlnit la prima rândă de negocieri, că nu puteți stabili candidatul la Consiliul Județean după o cafeluță. Câte cafeluțe ați băut până astăzi? Și doi, aș vrea să vă întreb, din de vedere tehnic, unde va fi sediul de campanie și cine va fi șeful de campanie pentru alegerile locale? Mulțumesc! Da, mulțumesc și eu. Și cine a făcut cafeluță? Da. Cine a făcut? Societatea Timișoara a făcut prima cafeluță. Am avut 3 zile intense și bineînțeles că am purtat mai multe discuții și bilaterale, nu doar la cafea. Eu personal nu bea cafea. Nici eu. Nici domnul președinte. Deci, dar au fost colegi care au băut. Noi am băut apă. Și pentru șampanie mai așteptăm până în 9 iunie. Sediul de campanie al Alianței Dreapta Unită este aici, sediul USR și coordonatorul de campanie este deocamdată Vlad Cendroiu, dar bineînțeles că formăm acum o echipă în care integrăm și echipa domnului președinte și vom clarifica aceste lucruri repede, dar suntem, cum să zic, suntem băgați în priză, adică nu va urma acum o fază în care 2-3 săptămâni ne gândim cum să arate afișele, ci suntem cu motoarele pornite în această campanie, nu pierdem niciun minut, nu pierdem nicio zi pentru a ne bate pentru interesele Timișoarei și a județului Timișoara. Domnule președinte, la ultima întâlnire care am avut-o tot aici, se vorbea de discuții destul de avansate cu cel puțin încă două formațiuni, dintre care una de minorități și una numea specifică. Ce se întâmplă? Au venit, se lungește alianța pentru Consiliul Local. Nu, avem susținerea și au fost și prezenți și au vorbit Uniunii Bulgarilor, Uniunii Germanilor. Suntem într-adevăr în discuții și cu sârbii pentru a ne susține pe Timișoara. Trebuie să spun însă că asta se referă la, la Alianța Timișoara Unită, deci vorbim aici despre o colaborare la nivel de oraș. Domnule Nica, ați văzut ce s-a întâmplat la Dumbrăvița? Nu, ce s-a întâmplat? S-au înțeles PSD-ul, PNL-ul, rămâne întrebare, pentru susținerea doamnei Alina Sper. Da, deci ce se întâmplă cu domnul Rusu? Deci să-l întrebați pe domnia sa. Vă întrebam dacă ați vorbit cu el. N-am vorbit, nu mi-a comunicat chestiunea aceasta. Știam că încă se discută. Bine, mersi. Dar îmi sunt străine discuțiile, nemai fiind implicat în filiala Timiș. Alianța ar susține pe domnul Bugarin în continuare acolo, nu? Bineînțeles că Horia Bugarin este candidatul Alianței Dreapta Unită în Dumbrăvița, da. Bun, dacă nu mai sunt întrebări... Mai fi o întrebare, da. Mai mult teoretică, nu are legătură cu Alianța pentru Timișoara și Timiș. Ați lansat cu o vreme în urmă sintagma asta de partid stat, partid unic. Recent, un lider de-a lor vă acuză exact de același lucru. Vreți să deveniți un partid unic, stat care să acapareze tot. Demontați sau nu această afirmație? Deci, din păcate, n-ați avut microfon și nu s-a auzit întrebarea. Nu știu cine a zis, cineva ar fi zis că și noi am încercat să creăm un partid unic în România. E foarte, cum să spun, într-un fel este o demonstrație clară a mentalității cu care ne confruntăm dacă singura opoziție reală în România este acuzată că ar avea prea multă putere. În momentul în care avem un partid care, încă o dată, se laudă cu faptul că are, o să câștige 95% din primării, este absolut absurd să ne spună că acum pericolul pentru România este monopolul Alianței Dreapta Unită. Haideți să ajungem în 9 iunie, dacă noi o să creăm un monopol, vă promit
că o să facem loc și pentru opoziția PSD-PNL, dar până atunci mai e un drum lung și până atunci mai este nevoie să ne mobilizăm. Dar, într-un fel, încă o dată este un exemplu pentru cum încearcă și asta, retorica asta o găsiți în toată literatura despre cum se creează, construiește o dictatură dintr-o democrație. Este tocmai retorica în care se încearcă cumva justificarea acestei încercări de monopolizare în spatele argumentului de stabilitate. Și dacă da, până acum am auzit că e nevoie ca PSD și PNL să se unească pentru că există acest pericol aur acestui partid extremist, în paranteză spun că partid tot creat de aceeași. Acum, dintr-o dată, retorica este că răul suprem împotriva căruia s-a unit PSD și PNL este USR-ul sau Alianța Dreapta Unită. Cred că este evident ce absurd este, dar arată foarte clar care este gândirea periculoasă acestor oameni, din care, din păcate, face parte și domnul Nicolae Robu. Bun, vă mulțumesc mult și sunt sigur că o să ne vedem în curând. Pot să vă invit deja din partea cei din partea presei, marți, 9 aprilie, la ora 19, o să lansăm candidatura mea pentru primăria Timișoara cu 2 luni înainte de alegeri și cu echipa mea pentru Consiliul Local la Craft. Mersi. Bun. Hai să mergem. Ligia, haide. Minte naș, Ok. Ce problemă? Ajungeți la monopol, spuneți și accizele.